Bună seara și bine v-am regăsit Alegerile Afacerilor, un nou sezon la Profit TV. Lunga vară fierbinte a adus nu doar recordul de temperatură, dar și încălzire până aproape de gradul de fierbere pentru piața imobiliară din România. Analiștii spun că prețurile cresc, media fiind undeva pe la 5-7%, iar unii dezvoltatori riscă chiar anunțând randamente anuale peste 8%. Asta deși prețul materialelor de construcție a crescut vertiginos, creând o furtună în real estate, nu doar în România, căci materia primă vine din China sau Orientul Mijlociu. Și totuși, cea mai activă companie pe zona de evaluări, căci vorbeam de prețuri și trenduri, NAI România, se află în mijlocul furtunii perfecte din imobiliare și anunță creșteri de business și diversificare nu doar de portofoliu, dar și de activitate, de ramuri întregi unde se reinventează. Brandul NAI România aparține Appraisal & Valuation, jucător cheie lider pe piața de evaluări națională. Începând chiar de mâine, NAI devine prima companie de evaluare prezentă pe bursa de la București, pe platforma Aero, deocamdată doar pentru traderi. Warren Buffett spunea, apropo de bursă, Wall Street este singurul loc de pe acest pământ în care oamenii care vin în Rolls-Royce ascultă sfatul celor care au ajuns la metrou. Bună seara, sunt Andrei Crista, lângă mine în această seară Andrei Botiș, omul momentului în zona de nișa evaluărilor, serviciilor financiare, dar și implicării de CSR. Bună seara, domnule Botiș. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Botiș, am riscat, așa spunând, omul momentului, dar având în vedere că tocmai ieșim din vară, o vară unde lucrurile sunt oricum mai diluate așa și pe un ritm nu foarte accelerat, NAI România s-a mișcat foarte bine. O să trecem în revistă așa, măcar cu bullet point, ce ați făcut numai în ultima lună, că sunt foarte multe lucruri, dar sigur că cel mai important este ziua de mâine, când intrați oficial pe BVB, pe Bursa de Valori București. Mulțumesc pentru invitație. Suntem o companie dinamică și în momentul în care am decis să ne listăm la bursă, a fost un moment cheie. Pentru că știam că odată intrați în această lume, vom interacționa cu alte tipuri de investitori, cu alte tipuri de acționari. Va trebui să ne schimbăm un pic politicile, să ne schimbăm un pic strategia de viitor. Dar ce am constatat este că politicile noastre încă de dinainte se mulează foarte bine pentru investitorii de pe bursă. De ce? Pentru că întotdeauna am vizat satisfacția clienților, satisfacția acționarilor cu o direcție foarte clară către a obține profit. Și atunci, în acest sens, am reușit să creștem de la an la an. Chiar am crescut de 50 de ori în ultimii 10 ani și așa ne plănim să facem și în următorii 10 ani și raportându-ne și la Warren Buffett, pentru a putea ajunge pe Wall Street, va trebui să ne urmăm planul în următorii 10 ani. Referitor la mișcările pe care le-am făcut în ultima perioadă, am făcut două achiziții foarte importante de diversificare pe proiecte de nișe, respectiv evaluări artă, unde Evaluări-artă.ro este Evaluări-artă.ro. De fapt, noi aici nu am cumpărat un domeniu sau un site, noi am cumpărat o echipă de specialiști cu o experiență majoră în evaluarea de artă și a obiectelor de patrimoniu, care complementează activitatea noastră de evaluări. Apoi am achiziționat o companie din sfera contabilității. Astăzi sau ieri, ceva de genul? Da, este o achiziție recentă, semnată de câteva zile. Simard Context. Corect. Și urmează și alte achiziții cu care suntem în proces foarte avansat, dar care vor apărea publice prin intermediul bursei, începând de mâine. Haideți să revenim la bursă și după aia ne întoarcem și la evaluări-artă.ro și la Simard Context. De ce ați ales platforma Aero și n-ați mers pe un IPO, pe Initial Public Offering? Păi, în primul rând, pentru că platforma Aero se mulează foarte mult pe tipul nostru de activitate. Focus pe investitori, ați zis. Focus pe investitori și încă facem parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru a ne urma pasul, va trebui să mai creștem un pic. Ca să creștem, va trebui să ne consolidăm un pic în piața de valori care este foarte dispersată și să ne extindem și pe serviciile conexe, contabilitate, audit și alte servicii profesionale ca să întregească această sferă de servicii. E o distanță destul de mare din punct de vedere al business-ului între evaluarea de artă, să spunem, și contabilitate și audit. Veți avea, ajungem și la echipă, că ați făcut și headhunting în perioada asta și ajungem și la numele noi și mari pe care le-ați adus la Appraisal & Valuation, dar întrebarea este,
aveți forța să susțineți această plajă întreagă de business de la evaluare artă la contabilitate și audit, să spunem? Bineînțeles. Și vă spun și de ce, pentru că, așa cum am spus de mai multe ori, focusul nostru este pe oameni. Uh-huh. Ne concentrăm pe oameni, nu pe site-uri, nu pe afaceri în sine, ci ne axăm pe oameni. Odată ce am achiziționat un business, ne asigurăm că oamenii rămân alături de noi pentru a contribui la creșterea lui. Noi nu vrem să intrăm într-un business să luăm ce e al cuiva, ci vrem să ne aducem valoarea ca împreună să facem ceva mai bun. Apropo de contabilitate și audit, Smart Context, înțeleg și de faptul că în momentul în care luați un business, continuați businessul acela. Înțeleg că au un portofoliu deja 100-150 de clienți activi. Deci e un business care e un working on, e un business care merge. Categoric. Este un business care merge și care, cu puține îmbunătățiri în sfera de digitalizare, se pot maximiza profiturile foarte mult. Plus, bineînțeles, atragerea de clienți noi, de asemenea, oferirea clienților existenți și includerea în platforma noastră pentru a beneficia de întreg pachetul de servicii. Deși ei sunt un jucător important pe Timișoara, sau mă rog, erau, până să-i preluați, acum sunteți dumneavoastră un jucător important pe zona de, pe zona de vest a țării, să spunem. Corect. Am ales zona de vest nu întâmplător, pentru că este o zonă foarte dinamică. Vom continua în zona de vest, ne vom întoarce și în București și în celelalte zone ale țării. Noi oricum avem o prezență națională și suntem ajutați de întregi colegi evaluatori din toată țara, pe care salut cu această ocazie, și avem o radiografie destul de bună asupra pieței imobiliare, asupra pieței financiare și asupra tuturor ramurilor conexe. Apropo de artă și de CSR, pentru că spuneam la începutul emisiunii și de zona de CSR, sunteți mândrul partener al Festivalului George Enescu, care se derulează în aceste zile în București și în Cluj. De ce, uite, altă ramură, de ce Festivalul George Enescu? În opinia multor specialiști, și noi susținem asta, e un brand de țară. Este cel mai, da, este un brand de țară și este cel mai important festival internațional organizat din România. Și atunci, fiind un iubitor de cultură, de tradiție, de artă, ne bucurăm foarte mult că am putut să fim parte din acest proiect. Apropo de Transilvania, în luna mai a acestui an ați semnat parteneriatul cu Transilvania Broker, numărul 4, adică în careul de aș pe zona asta, așa că intențiile noastre vis-a-vis de Transilvania erau oricum devoalate de acum câteva luni. Și oricum luni. Sunt legat de locul meu din Maramureș, unde merg cel puțin o dată pe lună, pentru că mai desfășor și activități cultural-tradiționale pe plan local. Am înțeles. Hai să spunem un pic despre, hai să contextualizăm, să spunem un pic despre NAI România. NAI România este reprezentantul lui NAI Global, 270 de birouri în 50 de țări, jumătate de planetă practic acoperită de brandul NAI. Corect. Noi am semnat acest parteneriat în 2012. Ne-a ajutat cumva să ne întregim serviciile pe care le ofeream la acel moment. A fost un punct important în dezvoltarea noastră, așa cum este și listarea de acum. Corect. Și așa cum fiecare pas pe care îl facem, construim cu pași înceți, dar siguri, viitorul. NAI Internațional e practic, sau cel puțin la bază, o companie imobiliară, să spunem. E o companie care oferă servicii pe zona de real estate. În schimb, ceea ce faceți dumneavoastră pe România sub brandul Price Valuation pe NAI România e mult mai mult de atât. Sigur, la nivel global, majoritatea birourilor se concentrează pe partea brokerajului imobiliar în segmentul comercial. Acum, bineînțeles că există birouri care sunt concentrate pe partea de property management sau pe alte servicii conexe. Noi suntem focusați pe partea de evaluări. Bineînțeles, nu neglijăm nici partea de tranzacționare, dar este o mică parte din businessul nostru actualmente. În viitor, dacă vom reuși și tot timpul am reușit să ne îndeplinim planurile, vom atrage alți specialiști din domeniu care vor contribui și la creșterea acelei ramuri de business. Încă un pilon pentru cele 50 de creșteri în următorii 10 ani. Care e de fapt core business-ul? Core business-ul rămâne focusul pe piața imobiliară? Core business-ul este partea de evaluări, serviciile de evaluări și partea de dezvoltare imobiliară, unde dezvoltăm proiecte de mici dimensiuni, proiecte butic, practic. Un ansamblu de vile. Exact. Am construit un proiect de 11 apartamente, un alt proiect de 24, acum avem un proiect de 30 de vile
și vom continua cu aceste ramuri plus ramurile conexe. Cât credeți, ok, aveți un target foarte clar, văd, acela de creștere, de trendul acesta de creștere pe care vi-l urmați așa, și foarte bine că se întâmplă lucrul acesta și că aveți obiective înalte și le și atingeți. Cât credeți că vă va ajuta listarea la bursă și în ce perioadă? Sigur, efectele nu se vor vedea pe termen extrem de scurt, dar pe un termen mediu e posibil să capitalizați, că asta este ideea. Din perspectiva dezvoltării ne va ajuta foarte mult, pentru că cum spuneam, nu suntem singuri, lucrăm cu oameni și prin faptul că avem o expunere mai mare, suntem mulți, să zicem așa, devenim publici, devenim transparenți. Toată lumea este cu ochii pe noi, ne obligă și mai mult decât ne-a obligat până acum. Și prin faptul că avem atâția parteneri puternici, am atras în plasamentul privat peste 100 de acționari. Să vedem ce se va întâmpla după ziua de mâine, dar din ce feedback-uri am primit, pentru că am primit destul de multe telefoane în ultimele zile de la posibili alți investitori, vor fi mult mai mulți. Și atunci, în momentul în care mai mulți oameni puternici se pun la o masă, automat rezultatul este mult mai bun. Și atunci, pentru că noi oricum facem lucrurile transparente, le facem foarte bine, împreună cu mai mulți oameni alături de noi, ne vom îndeplini cu siguranță obiectivele. Ce părere are firma mamă despre dezvoltarea brandului Nine în România? Bănuiesc că nu pe multe din cele 50 de piețe unde sunt prezenți, brandul local are o asemenea învergură încât să ajungă la bursa națională. Părerea este foarte bună. Încă de la început am mers pe proiecte de nișă și tot timpul ne-am remarcat prin asta. Ultimul exemplu poate fi cel al clădirilor verzi, unde am făcut multe progrese pe piața din România, progrese care au fost remarcate în America și am reușit să fim dați ca exemplu în toată rețeaua pentru ce am făcut noi pe partea de green aici. Uh-huh. Și la fel se va întâmpla, cred, și pe partea asta de bursă. Ați încercat într-adevăr, aveți pionierat pe zona de reducere a emisiilor de carbon și înțeleg că vă mândriți cu asta, e unul din edit values, am văzut că le aveți și pe site și în toată comunicarea. Credeți așadar mult într-un viitor sustenabil, într-un viitor verde, să spunem? Viitorul este verde. Viitorul este deja aici. Acum 15 ani poate că era utopie. Noi susținem încă de la început Consiliul Român pentru Clădiri Verzi și a fost foarte greu. În primii ani de pionierat, o clădire verde era o clădire colorată în verde. Acum lucrurile s-au schimbat foarte mult și piața a evoluat extrem de mult. În ultimul an ne ajută foarte mult și legislația europeană. Mai nou, BNR-ul a publicat normele de finanțare a normele finanțărilor verzi în România pe 8 octombrie. A fost o inițiativă pornită la nivel global de către Network for Greening the Financial Systems. Este o rețea unde și Banca Națională a României a aderat în urmă cu ceva timp. Ulterior, BNR-ul a demarat acest proces prin care a adunat peste 80 de specialiști, inclusiv noi, plus alte instituții din Banca Mondială, EBRD, EIB și alte, multe alte instituții foarte importante, Guvernul României, Big Four și toate băncile, și s-a creat acest cadru de finanțare verde, practic existând un T0 pe piața financiară din România. Și atunci, pentru că avem legislație europeană care ne impune, da, avem taxonomia, avem standardul ENZEB care e obligatoriu de la începutul anului, avem acest ghid de la BNR, în momentul ăsta nu există decât traiectorie verde, nu mai există altceva. Avem Green Deal. Aveți Green Deal, corect, așa este. Dar apropo de proiectele butic în care înțeleg că v-ați implicat inclusiv cartierul de vile, hai să-i spunem, cred că undeva în Mogoșoaia, sper să nu greșesc, sau în zonă. Lângă Mogoșoaia. Lângă Mogoșoaia, așa. Cartierul de vile, acolo ce faceți pe zona de green? Adică cât din energia necesară funcționării acestor locuri n-ai România să implică să facă verde? Vom avea două tipuri de construcții. Construcții verzi la un prim nivel de certificare și construcții verzi la un nivel maxim de certificare. Adică sistemele de certificare funcționează pe bază de punctaj. De ce facem asta? Pentru că vrem să ne adresăm
o locuință care ar avea un punctaj maxim, automat ar avea, nu s-ar mai adresa segmentului mediu, ar fi peste mediu. Și atunci vrem să construim locuințe unde să atragem și oameni cu venituri medii care să se bucure de o ambianță și de un confort verde. Green-ul vine cu niște costuri încă, să spunem lucrul ăsta, căci e normal. De aceea targetul despre care vorbeați, faptul că dacă faceți punctaj maxim pe green, într-adevăr nu aveți cum să targetați nici măcar medium. În momentul acesta, dacă discutăm de un green la o calitate medie, diferența nu este semnificativă. Dacă discutăm de faptul că avem standardul NZEB care impune niște green features, atunci deja diferențele chiar că nu se mai cunosc. Și atunci pe segmentul acesta se poate construi green fără costuri adiționale. Discutând astăzi a noua 2021. Acum un an era altă discuție. Plus acum... că mai este ceva cu referire la cost și este de menționat. Cel mai important lucru la o construcție verde este că după ce te-ai mutat în casă, tu vezi beneficiile imediat. Adică cum le vezi? Consumul redus de energie, mult mai redus. Da. Doi, avem finanțările verzi. Deja avem 5-6 bănci în România care acordă dobândă preferențială. Și atunci, am mai spus-o și folosesc o replică așa din popor, când e vorba de buzunar, altfel simți clădirea verde. Deci, dintr-o dată, capătă o altă nuanță. Mai ales că ați văzut războiul facturilor la energie, capătă accente... Exact, cu atât mai mult cu cât toate costurile au crescut. E posibil, într-adevăr, să ajungă la niște valori greu de imaginat, să spunem, acum un an și ceva. Da. Cât curaj și cât îndrăzneală vă trebuie să faceți toți acești pași înainte, niște vremuri, hai să spunem, în care lumea, nu știu, se gândește de 10 ori. Am început business-ul în 2010, când vântul betea pe stradă. Așa cum am avut atunci curaj, așa am și acum. Și sunt convins că ne vom îndeplini obiectivul, pentru că am pornit cu același avânt cu care pornesc acum. De fapt, nu pornim, doar continuăm noul drum. Alături de dumneavoastră ați mai adus oameni, chiar am văzut că ați făcut chiar headhunting, adică oameni la nivel de senioritate și de management performant în bănci mari. Mă refer și la domnul Andrei Constantin, care înțeleg că va fi Head of Capital Markets la NAI România, un nume cunoscut în zona bancară. Care sunt țintele? Țintele sunt să luați oameni foarte buni, înțeleg. Businessul este despre oameni, așa cum am zis, acolo unde există sinergie între, hai să spunem, noi, managementul companiei, viziunea companiei, percepții, modul de a gândi, până la urmă putem să facem parteneriate cu oricine vrea să se alăture și oricine crede în visul nostru. Domnule Andrei Botiș, în 2012, când ați venit cu licența NAI din afară în România și ați pus România așa pe harta aceasta a jurisdicțiilor NAI, vă gândeați că nici în 10 ani, că nu sunt, deci nici 10 ani, o să ajungeți, nu știu, să vă listați la bursă, o să ajungeți să aveți 4-5 domenii de business extrem de diferite, de la evaluare de artă la audit. Întotdeauna mi-au plăcut provocările. Poate că nu mi-am setat o anumită țintă privind listarea la bursă, dar listarea la bursă a fost un vis de când eram mic. De când eram mic, eram fascinat de filmele din Wall Street, în care oamenii mergeau cu liftul, da? în clădirile înalte de birouri, și tranzacționau pe bursă. Deci aveam un vis de când eram mic, știam că trebuie să fiu listat la bursă. Nu știam când, dar știam că se va întâmpla. În cât timp, de când ați început, practic, să lucrați la, nu doar la vis, ci pur și simplu, technically speaking, să lucrați la listarea la bursă, de cât timp faceți asta, având în vedere că mâine e prima zi când sunteți listați la bursă? Perioada optimă, cred că este, să spunem, între un an și 2 ani. Cam așa. Dar se poate face până într-un an. Uh-huh. Noi am reușit asta. Wow. Ok. Nu mă așteptam să răspundeți atât de scurt. dar e într-adevăr wow. Bun. În România există o singură companie listată pe Wall Street și aceea este UiPath, după cum, mă rog, o companie plecată din România, să spunem. Pentru că între timp au sediul la New York și înțeleg din relatările domnului Dineș că se și bucură că e așa, pentru că oportunitățile sunt colosale. Care sunt pașii următori pe termen mediu și lung? Pașii următori este să atragem, adică vom avea două direcții. Unu, dezvoltarea activității curente, adică să continuăm toate planurile pe care ni le-am început. Doi, atragerea de oameni cheie. Trei,
achiziția și fuziunea cu alte companii din domeniul nostru și din alte domenii conexe. Țintiți companii de evaluare pe diverse zone de evaluare, să înțeleg. Țintim și companii de evaluare. Ok. De toate tipurile. Nișa aceasta evaluării în România nu e foarte dezvoltată. Adică știți foarte bine lucrul acesta. Posibil să n-aveți multe ținte aici. Aici mizăm pe două lucruri. Unu, creșterea pieței de evaluări. Când am început noi business-ul, piața de evaluări era la 20 de milioane. Acum s-a dublat. E la 40 de milioane. Cred că peste 5 ani va fi la 60-80 de milioane. Piața crește odată cu dezvoltarea țării. Da? Nevoia și conștientizarea serviciilor de evaluări e din ce în ce mai frecventă în viețile noastre. Partea de creditare. Partea de creditare a crescut de la an la an. Finanțările bancare. În finanțările bancare nu poți să acționezi fără un raport de evaluare. De asemenea, a crescut foarte mult piața experților judiciari, unde există foarte mulți experți și foarte buni, dar care au ajuns într-o perioadă a vieții în care au început să se retragă foarte mult. Și atunci vine valul tânăr, că de fapt aici se face o schimbare în toate industriile. Noi suntem, să zicem, generația 2 după 90, practic. A fost generația 90, dar acum se termină generația, noi suntem următoarea generație. Noi trebuie să preluăm de aici și să ne continuăm ascensiunea. Bun. Piața de evaluare e la 40 de milioane. Nu e foarte mare, sincer, m-aș spune. Nu este foarte mare. Cifra asta nu o bănuiam și e o cifră destul de mică, chiar și pentru o nișă, dacă mă întrebați pe mine. Da, ok, piața de evaluare e undeva la 40 de milioane. Piața însă de artă s-ar putea să fie interesantă, apropo de evaluări minus artă.ro, ce spuneam la începutul emisiunii. Ce vă propuneți acolo? În primul rând ne propunem să continuăm partea de evaluări și expertize a tuturor obiectelor de artă. Okay. Și prospectăm și extinderea pe piețele externe, primind aceste tipuri de evaluări care sunt foarte nișate, iar specialiștii pe care îi avem au pregătiri internaționale care ar putea care concurează de fapt cu marile case de evaluări de artă din lume. Cât v-a ajutat în 2012 umbrela aceasta NAI? De ce n-ați pornit un brand pe cont propriu? Cum ați gândit atunci la început? Eu sunt fidel acestui brand din 2006. Am lucrat pentru Christopher Schön, era un, adică este de fapt și, mă rog, păstrăm legătura, a fost primul meu mentor din real estate și a fost mentorul multor oameni din real estate din piață. Nu știu dacă mulți recunosc, dar pentru că el a venit în România în anii 90 și a contribuit cumva la creșterea pieței imobiliare și am lucrat cu el 4 ani, aproape 5 ani, timp în care am devenit foarte fidel acestui brand. A venit criza și a trebuit să plec din companie, probabil că nu plecam, și ulterior s-a pierdut licența, practic. Așa este. Și atunci, fiind disponibilă, am fost primul care a sărit. Și am rămas fidel. Acum chiar făceam un calcul. Cât am cu NAI? Am 13-14 ani. Cam așa. Da, cam da. Așa. De regulă sunt, adică nu de regulă, sunt o persoană de cursă lungă și dacă îmi place un lucru, merg până la infinit. Apropo de cursă lungă, spuneți că business-ul este despre oameni. Și așa este. Business-ul este despre oameni. Cât contează capitalul uman în planurile de dezvoltare? Cât vă bazați pe oamenii, pe nucleul dur de oameni din jurul noastră, care înțeleg că v-au urmat în acești ani? 100%. Am înțeles. Domnule Andrei Botici, cu astfel de răspunsuri scurte, nu pot să trag de timp în această. Scurte și concise. Mulțumesc mult pentru prezența la Legile Afacerilor. Vă urez ca începând de mâine să fie doar prima zi a unui drum lung și să vă îndepliniți absolut toate obiectivele, inclusiv acea cifră, că tot îmi dați numai cifre așa, inclusiv acel 50 despre care vorbiți ca și nivel de creștere. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și să fie din 50 în 50. Așa să fie. Mulțumesc, thanks. Aceasta a fost Legile Afacerilor de astăzi. Începând de săptămâna viitoare, ne revedem joi. Acesta a fost un mic switch prilejuit de apariția la bursa NAI România Appraisal Valuation. Ne revedem așadar joia viitoare la obișnuita ora 21. Până atunci, toate bune, la revedere!